Mulți m-au întrebat cât a costat mașina, chiar atât de mult. Și uitați-vă la ce am observat, erau faptul că oamenii se luau de motorul mașinii. Oameni buni, începem acest car vlog de noapte, din câte vedeți, îl începem direct din mașină, centura noastră. Ce comentarii, ce chestii. Hai să pornim și mașina, bineînțeles, de la butonaj și să vedem în splendoarea ei, să vedem jocurile de la faruri din față, să vedem lumina asta ambientală pe care, bineînțeles, că putem să o și schimbăm din tabletă foarte frumos. Și hai să vedem cum o să iasă acest car vlog nebun. Noi deja suntem aici, stați două secunde să îmi închid asta cu banda, să-mi țină banda pentru că e nasol. Deci am pornit mașina, cam așa arată noaptea în mașină și hai să dăm și noi drumul să vedem care este faza cu acest car vlog de seară. Am pornit, bineînțeles, că în electric. Eu o să selectez modul de minus pentru că așa îmi place mie cel mai mult. Și aici se dăm bice. Am văzut că v-a plăcut foarte, foarte mult car vlogul de data, mă rog, primul car vlog cu mașina asta, în care am făcut prezentarea mașinii, practic. Și acum m-am gândit, bă, hai să facem un car vlog din ăsta așa noaptea, mai ales pentru că avem și luminițe din astea nebune în București, cu fel și fel de astea de Crăciun și nebunii din astea. Și am zis, bă, de ce nu, ca să se vadă, și frumos pe vlog. Și bineînțeles, n-am mai făcut și nu prea am văzut car vloguri de noapte și sper să se vadă bine cu GoPro-ul ăsta prin București noapte, așa. În momentul de față suntem pe la Eroii Revoluției, pentru cei care sunt din București și știu zonele astea. Și am ales câteva întrebări. Nenea asta are roșu pentru că e semafor foarte bine făcut, nu este trecere de pietoni, câte vedeți acolo e verde, deci el are roșu, da? Că am văzut foarte multe comentarii, mă rog, foarte multe. Am văzut câteva comentarii care oamenii comentau de stilul meu de condus, că stăteam destul de mult pe banda 2 sau ceva de genul, dar o chestie foarte interesantă pe care am observat-o la mașină, stați puțin să dau puțin în față ca să vă arăt și vouă. Practic, mașina asta are auto hold, dar nu are niciun buton pe undeva pe aici prin meniul ei care să reiasă faptul că are auto hold. Din ce am văzut eu tutoriale pe YouTube și pe din astea, am înțeles că trebuie să apeși mai tare pe frână și se activează autocoldul. Am apăsat, frate, pe frână de m-au apucat spumele. Dar până mi-am dat eu seama că trebuie să dau de două ori double tap, ca să zic așa, pe frână. Și aici s-a activat, lângă P-ul acela, s-a activat un martor în bord care scrie hold. Și acum nu mai am piciorul pe frână și practic mașina este în drive, dar mașina stă pe loc. Asta ca idee așa gen. S-a făcut și verde, domnul tramvai a rămas aici blocat. Noi mergem mai departe, nicio problemă, să nu intre nenea ăsta peste noi. Așa, bun, frumos. Și ne primăm și noi prin centrul Bucureștiului noaptea. Hai să vedem, nu e nimeni pe banda aia, semnalizăm, ne uităm. Am uitat să menționez că avem unghi mort, deci avem senzor la unghiul mort. Avem destul de multe chestii pe mașinuța asta. Mulți m-au întrebat cât a costat mașina, dar o să vă zic la final cât a costat și care este valoarea ei. Deși este destul de irelevant în momentul de față, având în vedere lucrurile care se întâmplă în lumea asta și prețurile la mașini cresc constant, constant, constant. Și e posibil ca cât v-am dat eu pe ea să valoreze mai mult peste ceva vreme sau ceva de genul ăsta. Și na. Dar în principiu avem cam tot ce se putea pune pe ea. Mă rog, chestiile astea, head-up display n-avea sens pentru că aveam tableta asta mare aici și un head-up display, sincer, nu-i vedeam rostul, cel puțin. Da, ce să zic, puii mei, nu știu ce să mai zic. Că am mai văzut comentarii. Un comentariu foarte, foarte frecvent pus prin de mai mulți oameni prin comentarii. Ce am observat erau faptul că oamenii se luau de motorul mașinii, că este vorba de un motor 1.3 în 4 cilindri și că motorizarea au cam strică și că ei n-ar fi dat atâția bani pe un motor de genul ăsta și fel și fel de comentarii de genul ăsta, că e de cacao motorizarea și toate nebunile astea. Dar tind să vreau să am o discuție cu voi și să vorbim strict despre chestia asta. În primul și primul rând, noi mergem cu mașina, da, e ok. Noi mergem cu mașina și eu cel puțin merg cu mașina în București. Cu toții știm că Bucureștiul este un oraș efectiv
imposibil de mers prin el normal. În principiu, eu merg foarte, foarte mult pe distanțe scurte și n-ar fi avut sens să iau un motor, de exemplu, să iau un AMG, de exemplu, o CLA AMG, pentru că îmi plăcea foarte, foarte mult, mi-a plăcut foarte mult CLA-ul și n-avea sens să-mi iau varianta AMG, care are motor de 2 litri, 300 și ceva de cai, 400 de cai, depinde ce motor și ce model de AMG, și n-avea sens, pentru că, unul la mână, merg în oraș, pe distanțe scurte, doi la mână, unde merg eu cu cei 3 sau 400 de cai prin orașul ăsta? Îmi poate răspunde și mie cineva? Că gen, cu ce poate să meargă acest BMW-ul mai rapid? Poate are un motor de 3 litri, habar n-am, benzină, mai rapid decât acest Logan? Sau E220D-ul ăsta de lângă mine de aici? Asta vreau să zic, că nu preta, cel puțin n-am considerat necesar un motor mai puternic sau ceva de genul. Și așa 218 cai pe mașina asta mi se par, și mașina mi se pare foarte fâșneață, adică nu mi se pare deloc submotorizată sau sub nicio formă nu mi se pare că ar fi avut nevoie de un motor mai puternic, ca să zic așa. Dacă vroiam un motor mai puternic, cu siguranță, sau cu mai mulți cai, mă uitam la altceva, nu mă uitam la asta, dar am luat-o strict pentru nevoile mele și de aceea vreau să subliniez faptul că de obicei și întotdeauna oamenii ar trebui să-și cumpere mașini pentru nevoile lor personale. Nevoia mea personală a fost distanță scurtă, mers prin oraș, rare ori mers prin afară și când merg prin afară oricum am putere suficientă și am ajuns la acest CLA hibrid, ca să zic așa, da? Deci, înțeleg și ideea și perspectiva altora că, bineînțeles, poate alți oameni au alte chestii pe care le fac cu mașina. Poate cineva vrea să facă cu mașina să se ducă la curse în weekend sau habar n-am, nu știu, deși cursele sunt cam, curse ilegale, evident că sunt ilegale, dar nu știu, poate vor să se ducă la adâncata, pe circuit sau eu știu unde. Eu nu fac chestia asta, bro. Eu nu fac chestia asta. Eu mă plin București, mă duc la mall cu gagicile, nu știu, habar n-am. Adică, nu, eu nu am văzut necesar un motor mai puternic decât ăsta și o altă variantă mai puternică. Exista o altă variantă la mașina asta, exista un BMW 330e, care era plug-in hibrid, care avea un motor de 2 litri și avea vreo 240 și ceva de cai, dacă nu mă înșel, și în modul extra boost sau ceva de genul avea 292. Nu am simțit necesar să mi-l iau pe acela. Mi-a plăcut mult mai mult Mercedes-ul ca idee, un fel de competitor, să zicem așa. N-am. Ce puimii. Să mă uită și la chestia asta cu camera. Mă mai întrebau oamenii prin comentarii și am mai văzut și pe Instagram, că am pus un fel de Q&A pe Instagram. Mă întrebau dacă putem să ne jucăm Minecraft pe chestia asta, pe tableta asta. Nu, din păcate nu merge. Era chiar foarte tare să putem să ne jucăm ceva pe asta, dar nu merge. Ce altceva pot să vă mai povestesc despre mașină și să vă mai zic așa, este că avem și aplicație conectată, practic mașina este conectată la o aplicație, putem să setăm temperatură, putem să, practic, să pornim ventilația înainte, să facem o preîncălzire, ca să zic așa. Și pot să zic, bă, eu sunt super mulțumit de mașină, îmi place foarte, foarte mult. M-am mai întrebat oamenii câți cai are, că nu cred că s-au, mulți de pe Instagram nu cred că s-au uitat la videoclip, la primul videoclip, dar vă zic din nou acum, are 218 cai, un motor electric de 102 cai, 300 de Nm, un motor termic de 1,34 cilindri, da? Deci nu e în 3 cilindri, e în 4 cilindri, foarte important lucrul ăsta, de 160 de cai, 250 sau 260 de Nm, nu mai știu exact, și puterea totală a mașinii este de 218 și 400 sau 450 de Nm, nu mai știu exact 100%. Dar în principiu pe acolo se învârte mașina. O chestie pe care am observat-o la mașină este faptul că uneori când merg în modul hibrid, adică nu neapărat full electric cum suntem acum, că nu știu dacă ați observat, dar de când am plecat de pe loc, practic noi am mers numai în modul electric. Dar în modul hibrid, câteodată când îi mai bagă și o tălpiță din asta micuță, nu o kickdown sau ceva de genul, simt câteodată că parcă nu reușește să pună toată puterea jos. Am așa o vagă presimțire că ea nu poate neapărat să pună toată puterea jos. Nu o văd ca un impediment, că de cel mai multe ori merg liniștit și astea sunt doar așa momente în care vrei să faci o depășire sau ceva de genul. Dar da, eu pentru cum folosesc eu mașina este suficient exact puterea asta. Din câte vedeți, suntem la semafor. Oamenii
Oamenii se duc la oameni. Este liniște. Mulți am văzut o întrebare. Bă, dar ok, îți place foarte mult asta cu electric. Dar de ce nu ți-ai luat? De ce nu ți-ai luat full electrică? Pentru că nu am considerat că full electrica este o mașină full electrică nu îmi oferea ce vreau eu de fapt. Vreau, uite, de exemplu, vreau și un interior din ăsta super frumos. Îmi place foarte mult interiorul ăsta de la Mercedes, m-a dat peste spate cu gurile astea de ventilație. Adică îmi plăcea foarte mult cum arăta. Și dacă există o variantă full electrică ca un CLA din ăsta, cu siguranță îmi luam. Este EQA-ul, doar că e un SUV-uleț, dar nu prea îmi plăcea mie EQA-ul ăla cum arăta. Conta foarte mult cum arăta mașina și mie nu-mi plăcea chiar atât de mult. Și uitați-vă la ăsta cum se bagă în față așa. Nici o scuză, nu nimic. Da, se mai întâmplă. Băieți, suntem la universitate, semnal, el instant îmi intră în față și na, niciun stres. Da, ce pot să zic? Bine ați venit în București, în caz că nu știți cum este traficul din București, îl aflați acum. Și dacă aș fi avut automatiz, aș fi intrat în el. nu, niciun caz, Doamne ferește. Doamne ferește, da. De-aia trebuie să fiți foarte atenți, l-am văzut pe gigelul ăsta că face niște scheme din astea super mega orientale. Ce pot să zic? Decât că îi doresc multă sănătate și să-i fie sănătos de Crăciun. O chestie, un minus, ca să zic așa, ce observasem eu la tableta asta, unde avem CarPlay-ul. Am observat că mi se mișca cu lag CarPlay-ul odată. Nu odată, de mai multe ori mi se mișca cu lag. Eram, bă, ce Dumnezeu are, că totuși am dat-o, gen, ai pretenții să nu se miște în lag, dar acum se merge super smooth pentru că am găsit șmecheria. Și mă gândeam, bă, ce Dumnezeu are, mă? Că tot mă gândeam să mă duc la reprezentanță să le zic, băi, se mișcă în la chestia asta și rezolvați, știi? Până mi-am dat eu seama că, bă, prima dată, înainte să intru în CarPlay și toate chestiile astea, trebuie să las navigația să se încarce astea de aici. Și după aceea pot să intru pe CarPlay și să nu mai aibă lag. Pentru că am observat că dacă nu lăsam navigația mașinii să se încarce 100% și intram în CarPlay direct, practic se crea un lag din CarPlay, cum ar veni. Și nu-mi convenea treaba asta și acum mi-am dat seama cu care era șmecheria și nu mai e nicio problemă, ca să zic așa. Na, ce pot să zic? Suntem pe Mangheru, foarte frumos. Dacă vă mai plac car vlogurile astea și dacă mai vezi car vloguri de genul ăsta, nu ezitați să dați like la videoclipul ăsta. Hai să ne întoarcem la consum, să vorbim puțin și despre consumul mașinii, pentru că este destul de important să vorbim și despre aspectul ăsta, mai ales pentru că e o mașină hibrid. Scopul ei practic este să aibă un consum cât mai mic. În momentul de față, pe 53 de kilometri, 35 au fost făcuți electric și cu un consum de 3,5. Da, e consum bun, slab, nu știu, voi știți, îmi spuneți voi în comentarii, se poate și mai bine. Am avut ceva, un drum prin afara Bucureștiului astăzi și de acolo este, în afara Bucureștiului nu merg pe modul full electric pentru că nu are sens. În modul full electric merg prin oraș cum merg acum. Ce mai văzusem în comentarii? Foarte mulți m-ați felicitat pentru mașină și vreau să vă apreciez foarte mult pentru treaba asta și sunteți mega, mega drăguți pentru comentariile astea frumoase și vă văd, să știți că vă văd. Chiar dacă nu vă răspund, chiar apreciez foarte, foarte mult că susțineți și a susținut practic videoclipul și s-au făcut o grămadă like-uri. Opa, opa, Penelopa. Uite, un alt CLA. Foarte interesant și CLA-ul ăsta. Nu prea îmi place mie culoarea, dar arată foarte bine de exterior. Când văd mașina din exterior, mi se pare foarte, foarte caterincă. Mi se pare foarte caterincă să văd o altă mașină trafic care seamănă cu a mea. Super, super ca lumea. Ce îmi place foarte mult la mașina asta este cruise controlul adaptiv, care doar îl dăm o dată în jos și s-a activat. Eu acum am ridicat piciorul de pe frână, putem să selectăm viteza. Hai să selectăm 40 de km pe oră. Îi dăm un micuț șpriț. Mașina merge singură, accelerează singură, dar în oraș am observat că nu e chiar atât de bună, e destul de jerky și cel puțin în București nu m-aș vedea conducând cu
cruise control ăsta adaptiv, mai ales cum se bagă oamenii și cum merg oamenii. Dar la drum lung, pe autostradă și chestia asta este, este mega, mega genial. Mai am și opțiunea care să-mi vireze singur volanul, dar cu am scoasă și dezactivată, pentru că nu, bineînțeles, în București, unde Dumnezeu poți fac chestia asta, v-am mai spus, mergem în nebunia asta de oraș. Bă, arată totul bine pe aici, îmi place foarte mult cum se vede București în noaptea, și sper că vă place și vouă cum se vede. Și na, ce pot să vă mai spun? Cât a costat mașina? Care este valoarea mașinii cu toate opționalele pe care le-am pus eu? V-am mai spus, mă întrebau oameni dacă vreau să modific la ea. Nu vreau să modific nicio chestie la ea. Nu știu, poate în viitor, îndepărtat, nu știu, dacă mi se ia mie de jantele pe care le-am, poate să-mi pun unele mai mișto, dar în momentul de față nu vreau să schimb absolut nimic la ea. Poate un eleron din ăla șmecher, gen pe cap, pe portbagaj. Nu știu, vedem. Am văzut că e 100 de euro sau ceva de genul la kit tuning sau ceva de genul. 100 de euro nu cred că e pagubă și nu știu, să văd dacă îmi place, mă mai uit, mă mai interesez. Cât a costat mașina cu toate opționalele? V-am spus, tabletele astea mari, mai ales că e hibridă, e mai scumpă decât una obișnuită. Cu toate pachetele astea, cu toate nebuniile, a ajuns la 57, dacă nu mă înșel. În momentul în care am comandat-o, a fost 57 de mii de euro. Ăsta e un preț, bă, mare, mic, v-am mai spus, în prețul ăla puteam să-mi iau o grămadă și erau o grămadă alte opțiuni, gen, nu știu, puteam să, pentru mai pasionați așa, puteam să-mi iau și un 340i, un 3000 benzină, 6 cilindri în linie de la BMW. Era posibil, adică era picam prețul ăsta, ca să zic așa. N-am mai semnez așa aici, dar e ok. V-am mai spus, un AMG, tot un CLA AMG, pentru că îmi plăcea și îmi place foarte mult CLA-ul. Mergea un 45S. Puteam să găsesc chiar și un 35 mi se părea un, dar v-am mai explicat, am luat în considerare cum folosesc eu mașina. Dacă folosesc mașina pe distanțe scurte, cu motoarele alea, vi le dădeam în pungă, efectiv. Vi le dădeam în pungă și puteam să zic adio la motor și la tot, la cum aș fi condus pe distanțe scurte. Așa că eu m-am gândit mai mult la treaba asta. Mașini electrice, momentan, v-am mai explicat, nu mă simt, n-am găsit una care să zic, bă, asta, da, frate, asta e mașina electrică care îmi place super, super mult, pe asta o vreau. De fapt există, dar e mult peste bugetul nostru. Poate într-o bună zi, nu știu, vedem. Un EQE, ăla îmi place foarte mult, îmi place de mor EQE-ul ăla. Arată foarte, foarte mișto, e o mașină super, super mișto și la interior și și cum arată, nu știu, îmi place foarte mult. Dar v-am mai spus, trece peste, cu mult peste bugetul nostru, cu mult peste bugetul nostru. Dacă vreți să mai facem și un vlog cu cealaltă mașină pe care o avem în familie, ca să zic așa, dați like la videoclipul ăsta dacă vreți să vedeți un vlog și cu acea mașină. Așa că, na, poate o să mai facem vloguri, dacă mai vezi vloguri, car vloguri, nebunii din astea. Oamenii mei nu știu de ce se opresc acolo, că este roșu și n-ar trebui să se oprească la niciun pieton. Dar nu pot să cred. Ce s-a întâmplat aici? What? Ce Dumnezeu e aici? Doamne Dumnezeule. Au nebunit ai mei, ești nebun. Doamne. Se doarme, băieți. Pe toată în București se doarme. Știți-vă, nu pot să consider că am neapărat un stil de condus de moș sau de nu știu, mega agresiv din ăla cu flash-uri, cu nu știu ce. Merg cât se poate de normal, viteza normală, adică merg în rit cu traficul. Păi că până la urmă asta e și ideea, să mergi în rit cu traficul, să nu încurci. Jantele pe 18. Jantele sunt pe 18 inch-ul line-ul. 225-45 R18 sunt roțile pentru cei care sunt curioși. Era un opțional de 19 inch. Arătau bine cele de 19, dar m-am gândit până la urmă, pentru sănătatea spatelui meu. Drumurile sunt nașpa în România, nu cred și nu consider că o mașină cu un talon mai mic la roți m-ar ajuta mai mult pe mine. Mie îmi place mai mult confortul, să fie confortabilă mașina și toate chestiile astea. Uite, acum mai devreme consumul era 3.8 sau cât era, 3.5 sau ceva, deci acum e 3.2. Consumul de curent este 12,5 kW,
mai puteți să mai facem 17 km cu clima pornită, deci este cât se poate de ca lumea totul, nu știu, sunt super mulțumit de mașină, sunt super încântat de ea, avem 5.000 de km cu mașina până acum, de nu știu câte luni o avem, sincer, din iulie, dacă nu mă înșel, cred că din iulie, da, din iulie până în decembrie, 5.000 de km, mult puțin, habar n-am, nu știu ce să zic. Și acum, pentru că știu că o să avem un drum în care se merge mai mult, n-are sens să mergem pe full electric, o băgăm pe battery level și acum am accelerat puțin și a pune și motorașul. Deci cam așa funcționează hibridul ăsta, băieți, cam așa folosesc eu hibridul și îmi place foarte mult că poți să customizezi cum vrei tu să mergi cu mașina. Vrei să ieși din, ieși din oraș cumva? Nici o problemă. Bagi battery level și mașina merge în principiu pe... cu motorul și după aceea când ajungi în oraș, bam, activezi din nou electricul și mergi cu bateria pe care o ai. Trebuie să-ți manageuiești oarecum așa bateria pe care o ai și cum mergi cu mașina ca să fie în regulă. Dar oricum, mașina este super mișto, din astea cu 0-100, cu accelerări din astea 0-100 nu cred că o să aibă sens. Pentru că astea mi se par mai mult copilărisme, să fiu sincer cu voi. Cel mai important pentru o mașină mi se pare viteza pe care o face din mers. Adică, de exemplu, de la 60 la 120, să zicem, știi? Acolo e viteza cea mai importantă de știut cât de bine accelerează mașina. Multe, de exemplu, aici vreau să fac o depășire. De la 70 am dat-o puțin așa. Am ajuns la 100 și un pic, făcând așa, gen, știi? Și... oricum nu recomand viteza prin oraș, nu recomand deloc să efectiv să încălcați viteza, dar de dragul experimentului să vă arăt și vouă cum merge așa un micuț. Nu a fost neapărat un kickdown, a fost mai degrabă o accelerație mai așa, puțin moderată. Băieți, mi-a cam murit GoPro, așa că vă zic de pe acum că sper că v-a lucrat videoclipul. Sper să mai facem car vloguri, pentru că îmi plac foarte, foarte mult car vlogurile astea. Și am vrut să vă mai fac așa o micuță prezentare așa a interiorului noaptea. Da, ne vedem și ne auzim data viitoare și dacă vreți și cu cealaltă mașină vlog, dați like și da, ne vedem data viitoare. Pa, pa.